Mulțumesc pentru încrederea care mi-ați acordat. Totodată mă obligă partea de dumneavoastră ca să îmi fac datoria și parte de municipiul Rădău și parte de dumneavoastră. Din toate puterile vă depun în toate eforturile pentru ca Partidul Social-Democrat să crească, să crească în mulțime și să fim un exemplu pentru municipiul Rădău și să dăm dovadă de seriozitate și la următoarele alegeri să câștigăm pe toată linia, pentru că în 2024 ne așteaptă un an foarte greu, cu multe alegeri, încep prin primăvară cu europarlamentarii, după aia sunt locale, parlamentare și prezidențiale. Depunem toate eforturile, să dăm dovadă de seriozitate și să câștigăm primăria municipiului Rădău. Și Consiliul Local, un primar pe Consiliul Local, pe mult timp nu face pace. Da, eu vă mulțumesc și rămân dator și toată mea până când voi deveni și eu președinte onorific. Da, mulțumesc.